Aș dori să mai citesc doar un singur verset din aceeași pagină de unde s-a citit cuvântul când fratele Isaac de la 2 Timotei, capitolul 3, citea cuvântul Domnului. Am să citesc doar versetul 1, e o frază foarte simplă care spune așa: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. Vor fi vremuri grele în zilele din urmă pentru bătrâni. Vor fi vremuri grele în zilele din urmă pentru tineri. Vor fi vremuri grele pentru bărbați. Vor fi vremuri grele pentru femei. Vor fi vremuri grele pentru instituții, pentru țări, pentru popoare, pentru imperii. Vor fi vremuri grele pentru sufletul omului care se luptă în fiecare zi să se păstreze curat. Yes, vor fi vremuri grele și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să vorbesc despre provocările bărbatului. Nu pentru că excludem femeia, dar mi-am propus cu ajutorul Domnului, după cum Dumnezeu mă va călăuzi, într-un alt mesaj, într-un următorul mesaj când va fi, să vorbesc despre provocările femeii. Și fac lucrul acesta intenționat, pentru că noi continuăm să credem că există bărbați și femei. Nu-i un amestec. Nu-i că nu știm ce suntem. Există bărbați și femei. Și Dumnezeu, când ne vorbește și când ne împarte responsabilități, ține cont și de lucrul ăsta. Nici Dumnezeu nu le amestecă. Există anumite provocări care corespund bărbatului mai mult decât femeii și există anumite provocări care aparțin femeii mai mult decât bărbatului. În seara aceasta vorbim despre bărbat, dar cred că Dumnezeu poate să vorbească femeii în timpul acesta și prin cuvânt, și cred că Domnul poate să vorbească tinerilor. Cuvântul este pentru toți, dar în mod special ne ocupăm de provocările bărbatului și de greutățile pe care el trebuie să le ducă și cu care se confruntă în fiecare zi. Aceste provocări revin în mod principal, dar nu în exclusivitate, în mod principal revin din responsabilitățile pe care bărbatul le are în familie. Prima responsabilitate este câștigarea pâinii, adică provider. A doua responsabilitate este protecția familiei, adică protector. A treia responsabilitate este conducerea familiei, adică leader sau leadership. Astea sunt responsabilitățile pe care bărbatul le are în mod principal, în mod fundamental, dar bineînțeles că le împarte cu soția, pentru că în zilele în care trăim, nu doar bărbatul câștigă pâinea, câștigă și soția. În zilele în care trăim, toți trebuie să lucreze la protecția familiei, dar nu uităm că bărbatul este primul care are această responsabilitate. Din aceste responsabilități, dar nu în exclusivitate, apar cel puțin trei provocări mari. Prima este competiția. Competiția. Adică dorința bărbatului de a oferi familiei lui mai mult decât au alții. Nu-i ceva păcătos neapărat, nu-i ceva greșit, e o dorință naturală și aici omul este provocat. E dorința bărbatului să demonstreze că și el poate, că el poate cel puțin cât pot alții. Ei, dacă poate mai mult, atunci merge mai drept pe stradă, atunci se simte mai bine, mai împlinit, mai grozav. Dar asta e o chestie naturală. E oarecum responsabilitatea lui ca să ofere familiei lui cel puțin cât oferă alții. Nu vrea să rămână chiar ultimul. Întrebați pe orice bărbat din lumea asta. Dacă se simte bine pe ultimul loc, bă, tu ești ultimul din lumea asta.
Acolo nu merge chiar cum zic alții, că eu să fiu ultimul care intru în împărăția lui Dumnezeu. Nu știm cine va fi ultimul și n-ar trebui să ne luptăm să fim ultimi în împărăție. Ar trebui să ne luptăm să fim primii în împărăție, primii în fapte bune, primii în sfințenie, primii în umblarea de frica Domnului. Dar în lumea asta în care trăim, care din bărbații sănătoși și cu minte vor să știe că ei sunt ultimii? Ei sunt ultimii, ești cel mai incapabil, cei mai rămași în urmă. Niciunul. De aici, din dorința asta de a oferi, se naște competiția. Se naște dorința de a fi mai presus puțin decât altul. Iată două pasaje din Scriptură care ne vorbesc. Galateni 5:26. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Wow, ce răspuns din partea lui Dumnezeu la această provocare a noastră. În timp ce noi, fiecare dintre noi, orice bărbat, vrea să demonstreze că poate, că știe, că e deștept, că e harnic, că e capabil, că e descurcăreț, în același timp Dumnezeu vine și ne spune, atenție, să nu faceți nimic din slavă deșartă, din duh deșartă, să nu umblați după slavă deșartă, nu căutați să faceți lucruri doar din dorința de competiție, din dorința de a fi mai bun, de a dovedi că sunteți mai grozavi decât alții, că în dorința asta, în lupta asta, unii își distrug relația, relațiile în familie. Sunt bărbați pentru că vor să fie cei mai, nu mai rămân cu timp. Că dacă te lupți prea mult pentru lucrurile acestui pământ, îți trebuie un business care să te țină ocupat 24 de ore sau îți trebuie 2 sau 3 joburi. Și nu mai ai timp pentru soție, pentru copii, pentru biserică. Și îți strici relația. Și îți dai seama că în timp ce tu te lupți din răsputeri, ca să ridici familia la un nivel mai înalt din punct de vedere material, tu îți pierzi familia, îți pierzi soția, pierzi copiii, devii un străin pentru casă, pentru familie. Și mulți bărbați pot să fie obsedați de dorința asta de a fi, de a face, de a înainta și își neglijează ceea ce Dumnezeu le-a dat. N-au timp să se ocupe de soție, de copii și de biserică și să slujească lui Dumnezeu. Își strică relația cu alții cu care este în competiție. Că acum cu soția și cu copiii nu e în competiție, cu biserica nu e în competiție, dar lasă să piardă pentru că se concentrează prea mult la lucrurile acestei lumi și la competiția în care a intrat. Dar cu alții cu care intră în competiție, pentru că în afaceri, intri cu alții în competiție, la servici poți să intri cu alții în competiție. Chiar între noi, în activitățile sociale, la întâlnirile noastre și la biserică, oamenii încearcă și să lupte, să arate, mă, copilul meu. Copilul meu, nu vreau să fie cel mai slab îmbrăcat. Și atunci va căuta să-i cumpere lucrurile cele mai scumpe. Competiție de la haine, de la emblemele de pe haine, de la emblema de pe pantofi, de pe Adidas. Eu cred că sunt acum, nu mai știu așa chiar din prima mână, am știut mai bine când au fost copiii mai mici. Dar cred că sunt acum și aveți unii dintre dumneavoastră copii care dacă îi cumperi o pereche de Adidas nu se încalță cu ei niciodată. Și știi de ce nu se încalță? Că nu-i place ce scrie pe ei. Nu-i place simbolul de pe ei. Să râd colegii de mine, să râd copiii de mine. Trăim într-o lume în care ești obligat
oarecum să răspunzi pretențiilor și mofturilor. Și când auzi lucrul ăsta, hai să fim realiști. Dacă auzi că copilul spune, tati, dacă mă duc cu Adidas și ăștia, să râg toți de mine, caz de acord cu el, că ce o să faci, nu vrei să-ți bagi joc de copil. Și spun, nu-i nicio problemă, copile, mergem și îți cumpărăm o pereche cum se cuvine, ca să nu se râdă alții de tine, să fii și tu în pas cu ceilalți, să mergi și tu împreună cu ceilalți. Cei mai mulți fac lucrul acesta. Din nou, în sine, lucrul ăsta nu-i ceva exagerat de grav. Ce vreau să scot în evidență este competiția care se realizează de la lucrurile mărunte la cele mari, și în această competiție omul poate să piardă lucrurile care au cu adevărat valoare, fiind tras în această competiție, pierde din lucrurile care au valoare înaintea lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, de la îmbrăcăminte, de la încălțăminte, de la mașini. Sunt unii care nu s-ar urca în orice mașină, se uită la altul, ce mă, ce mașină conduce și ăsta. Oamenii gândesc doar prin ochii firii, doar prin lucrurile acestei lumi și consideră că valoarea este doar acolo. În această competiție ai grijă să nu-ți pierzi relația, să nu-ți pierzi relația cu frații, cu surorile, cu prietenii, cu membrii familiei, cu neamurile. Că mai scumpă e relația decât lucrurile pe care le avem. E mai de preț să poți să te rogi cu fratele tău, să poți să cânți cu fratele tău, decât să faci competiție și să fii supărat pe el că el are și tu nu ai. Mare atenție în acest aspect. Repet, e normal pe undeva că oamenii și bărbații se vor lupta și e bine să se lupte pentru mai bine, dar în acest proces să nu uităm de Dumnezeu, în acest proces să nu uităm de Evanghelie, în acest proces să nu uităm de relațiile noastre. Yes, orice bărbat vrea să se simtă bărbat și vrea să se simtă bine. Și vorbeam chiar săptămânile astea cu soția și ziceam, măi, e o chestie cu trocurile, cu arviurile și cu coadurile. E o chestie aici. Unii se întreabă, mă, dar care e chestia asta? Știți care e chestia? Ăla e domeniul în care bărbatul se simte bărbat. Nu o să vedeți o femeie cu copiii că își încarcă trocul, își agață arviul, își pune coadurile sus și se duce cu copiii la camping. Nu o să vedeți lucrul ăsta. Și dacă îl vedeți, e o minune. Ăla-i domeniul în care bărbatul, el se simte bărbat, că e lucru care nu aparține femeii. Nu aparține încă nu aparține, nu știu ce se întâmplă cu lumea asta, că s-ar putea să schimbe. Dar acolo-i domeniul unde nu-i spui la femeie, du-te și leagă, pune fifth wheel-ul pe troc, ok? Vezi că trebuie să te duci, du-te afară și conectează-l. Nu, asta e o chestie de care bărbatul se ocupă. Ăsta e domeniul în care bărbatul se simte că își face datoria față de familia lui. Că de aia are așa mare succes chestia asta. Și asta fără ca să o condamn sau fără ca să o laud. E doar o parte din viață. Dar pentru cei care se întreabă de unde vine chestia asta, asta e primul. Bărbatul acolo se simte că fără el nu se poate. Și ascultați-mă, surorilor și copiilor, bărbatul trebuie să știe el că anumite lucruri nu se pot fără el, că altfel se simte în plus în casa aceea. Se simte în plus. E o umbră așa, se duce dintr-un capăt în altul și nu știe ce să facă, nu-și cunoaște rostul. Bărbatul trebuie să știe că are importanță și că anumite lucruri numai el le poate face. Ei, părțile mecanice, garajul e a lui, când e vorba de aerul condiționat, de schimba lumini, filtre de aer și trocuri și mașini și așa mai departe, ăsta e domeniul lui și el se simte bine acolo. S-ar putea că asta e un fel de rasism, că vorbești împotriva altora. Domnul să îi ierte pe toți, ce bine că noi nu trebuie să fim politically correct aici.
ca bărbat ești provocat să ții toate lucrurile în echilibru. În lupta asta, în ambițiile omenești, în dorințele pe care le ai, chiar bune fiind, trebuie să păstrezi un echilibru sănătos. Trebuie să le ții pe toate balanțate. De aceea, Tit, capitolul 2, versetul 12, cuvintele apostolului Pavel răsună: ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum, viața de acum, cu cumpătare. Asta e punctul cheie pe care vreau să-l accentuez. Cu cumpătare, adică echilibrat, adică într-o balanță perfectă, să încerci să te ocupi de toate, să le faci pe toate în mod echilibrat, să nu cumva să lași lucrurile importante și de valoare, să rămână pe locul 2, pe locul 3 și pe locul 5. Și Domnul să ne ajute. Prima provocare, competiția. A doua e conducerea. Conducerea. Iată ce spune 1 Corinteni 11:3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Efeseni 5:23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Analogiile, asemănările folosite de Pavel nu pot fi atacate, sunt clare. Așa după cum Hristos este capul bisericii, așa bărbatul este capul nevestei. Așa după cum Tatăl este capul lui Hristos, așa bărbatul este capul femeii. Aici nu-i loc de negociere sau de atac. Loc de negociere este modul în care interpretează fiecare. Și aș vrea să vă spun că oricum am căutat să interpretăm, oricât de liberi am fi în interpretare, invers nu se poate. Oricum ai încerca să forțezi textul, nici cum nu poate să iasă de aici că femeia e capul bărbatului. Nici cum nu iese asta. Oricât ai încerca, nu iese. Trebuie să recunoaștem ceea ce a hotărât Dumnezeu în dreptul familiei. Hotărârea asta n-am luat-o ei, eu n-au luat-o bărbații, n-au luat-o femeile, n-au luat-o copiii. A luat-o Dumnezeu. Asta, așa a stabilit Dumnezeu. Și asta înseamnă că bărbatul trebuie să se bucure de autoritate sau de respect în cadrul familiei. Dacă el are autoritate și dacă el are respect, poate să conducă. Dacă nu se bucură de respect, nu poate să conducă. Și e foarte simplu. Asta aparține femeii, nu doar bărbatului. Că bărbatul nu poate să conducă fără femeie. Că dacă vine copilul la bărbat și îl întreabă: tati, am voie? Și bărbatul zice: n-ai voie. Și merge la mama și mama îi spune: da, ai voie. Poate să, ce poate să conducă bărbatul? Ce poate să facă bărbatul? Bărbatul nu poate să conducă fără sprijinul și ajutorul și recunoașterea și respectul de care are nevoie din partea soției, din partea femeii. Numai așa se poate conduce o casă și o familie. Deci fără, și noi trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Poți să te lupți și poți să încerci cât vrei ca și bărbat. Dacă soția nu te respectă ca și autoritate, dacă soția nu te respectă ca și soț, nu poți să faci nimic în casă, nu o să ai nicio autoritate și pentru că simți că nu ai autoritate, nici nu te mai bagi. Nici nu te mai bagi. Conducerea presupune, înseamnă responsabilitate. Omul care conduce e responsabil. E responsabil de ce se întâmplă. Ca și cum e oriunde în lumea asta. Dacă mergi într-un birou guvernamental, vrei să știi cine e persoana responsabilă. Dacă te duci pe șantier, vrei să știi cine e responsabil. Dacă te duci la biserică, vrei să știi cine e responsabil. Oriunde te duci, trebuie să știi cine e responsabil. Persoana care e responsabilă, aceea are autoritate.
Conducerea înseamnă responsabilitate. Nu poți să conduci fără să fii responsabil. Și dacă nu poți să fii responsabil că în familie nu sunt lucrurile bune, cum poți să conduci? Că poate ne uităm în unele familii și zicem, mă, n-are cum, stai de vorbă cu bărbatul, n-are cum să conducă dacă n-are ajutor de la soție, dacă nu-l sprijinește soția. Nu se poate face, că noi nu suntem dictatori, bărbatul nu e dictator. În familie conducerea este naturală, conducerea asta vine de la Dumnezeu. Conducerea asta este o recunoaștere a voii lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu. Și conducerea asta urmărește interesul familiei. Conducerea asta nu urmărește interesul bărbatului. Să demonstrăm în familie cine e șef. Nu, nu asta e. Conducerea are ca scop pregătirea, formarea familiei pentru împărăția lui Dumnezeu și proslăvirea lui Hristos și binele întregii familii, nu doar ambiția unei persoane. Dacă omul nu se, dacă bărbatul nu se simte responsabil pentru că i s-a luat responsabilitatea, că vrea să facă ceva și nu i se dă voie sau nu i-a acceptat, atunci bărbatul, o să vedeți cum bărbatul răspunde, fă cum vrei tu, fă cum vrei tu. De câte ori, nu ridicați mâna, nu ridicați, de câte ori ați răspuns în familie? Now, s-ar putea că sunt situații în care intenția e bună și nu-i supărare, nu-i nimic. Că și eu am răspuns de multe ori la soție, fă cum vrei tu, pentru că a fost un domeniu în care nu m-a interesat. Că dacă face plăcinta din trei pături sau o face din patru, hai du-mi chiar că mie îmi place și din trei și din patru. Sau, fă cum vrei tu. Sunt situații în care n-are importanță, deci nu e o supărare, nu e o chestiune de conducere. Dar de câte ori bărbatul la supărare și pentru că își retrage autoritatea și responsabilitatea și își dă seama că n-are niciun succes, să dă bătut. Să dă bătut. No, fă cum vrei tu. Fă cum vrei tu. Asta nu-i bine. Când ai văzut reacția asta în familie, când ai văzut atitudinea asta de la bărbat, să știi că nu-i bine. Trebuie discutat, trebuie reluat subiectul, trebuie reașezate din nou lucrurile. Asta e o provocare mare, pentru că bărbatul are responsabilitatea doctrinei și a moralității din familie. Are responsabilitatea doctrinei și moralității din familie. Copiii trebuie să vină la tata și să-l întrebe pe tata ce-i bine și ce-i rău. Și când tata spune asta e bine și asta e rău, copilul merge la mama și mama îi spune la fel. Așa e. Noi așa învățăm la biserică, așa învățăm din Biblie, așa ne învață Dumnezeu. Asta e bine și asta e rău. Și mergem toți împreună. Când se procedează așa, bărbatul poate să conducă și este responsabil și se bucură. Dar aici apare o altă responsabilitate. Responsabilitatea bărbatului ca membrii familiei să fie fericiți. Dacă stai de vorbă cu orice bărbat în lumea asta și îl întrebi, vrei ca nevasta și copiii să-ți fie fericiți? Care e răspunsul? 100%. Care e răspunsul? Vreți ca nevasta și copiii să vă fie fericiți, fraților? 100%. Ei da. Ei, în dorința asta de a face nevasta și copiii fericiți, suntem provocați să renunțăm la anumite principii. Suntem provocați să renunțăm la ceea ce știm că e bine sau știm că e rău. Să schimbăm linia, să schimbăm mersul, pentru că dacă spui ce e bine, e supărare. E supărare. Și ca să nu fie supărare, cedezi, renunți. Dar să știți că în ochii lui Dumnezeu, în momentul în care ai renunțat la doctrina sănătoasă, în momentul în care ai renunțat la principiile biblice, ca să-ți faci nevasta și copiii fericiți, ai pierdut. Ai pierdut în ochii lui Dumnezeu, ai pierdut autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. N-ai câștigat. De moment ai câștigat.
că sunt happy și nevasta și copiii, 5 minute, 10 minute, o zi, două, o săptămână, dar după aia nu mai ești happy. După aia lucrurile se schimbă. Pentru că nu ne este permis să renunțăm la ceea ce ne-a trasat Dumnezeu ca să-i facem pe ceilalți happy. Noi toți trebuie să fim fericiți împlinind voia lui Dumnezeu. Toți trebuie să fim fericiți. Și știu că la lucrurile mărunte cedăm. De câte ori la lucrurile mărunte. Și nu-i nicio problemă. Și eu am cedat de atâtea ori. Și nu îmi pare rău că am cedat. Am cedat că am cumpărat un cățel odată. Am cedat. A fost tocmai înainte de sărbători. Fetele erau mici acasă, nu știu ce mi-a trebuit să mergem pe la mall și la mall am intrat pe la un store acolo unde erau căței. Mă, dar erau frumoși din calea afară și mie mi-s dragi câini. Nu, trebuie să recunosc lucrul ăsta, dar nu chiar așa de... Nu fără minte, știi? Am o limită. Și când am venit acasă, fetele erau plouate, distruse pe sofa. N-aveau chef de vorbă, n-aveau chef de nimic, au vrut să le iau un câine. Și a zis, mă, nu mă iau câine, că nu-i. Da, a fost un pic de negociere, soția zice, mă, uite-te la ele, mă, vine Christmas, stă, uite, uite ce năcăjite sunt. Ok, o să le fac happy. Și le-am făcut happy, na, am mers și l-am cumpărat. L-am ținut un pic și l-am vândut cu 10% din preț sau 20% din preț, l-am vândut, că... Nu a fost deținut prin casă, vai ce mi-au făcut prin casă, vai, vai, fiecare zi era o zi de ispită și de necaz. N-ai un lucru mărunt, poți să zici, băi, păcat, nu-i păcat, nu e o chestie de moralitate. Bărbat o să cedeze și știu că o să cedezi ca și bărbat, că vrei să-ți vezi nevasta și copiii fericiți, dar ai grijă că vei fi provocat să cedezi atunci când e în joc doctrina, atunci când e în joc adevărul. Atunci când e în joc neprihănirea, atunci când e în joc doctrina, ai grijă, acolo să nu cedezi, acolo să nu cedezi, să-ți faci datoria, că vine vremea în final să închizi ochii și să închid ochii și noi vrem să stăm cu fruntea sus înaintea Domnului că ne-am făcut datoria. Dacă nevasta, dacă copiii acceptă, ascultă, slăvit să fie Domnul, dacă nu-i responsabilitatea lor, ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să avem grijă. Și e foarte important lucrul acesta. Pentru că trăim într-o lume în care autoritatea bărbatului este atacată la maxim. Este chiar ridicularizată. Este chiar ridicularizată. În lumea în care trăim, o femeie să spună că ea e supusă bărbatului, că ea e de modă veche și că ea primește sfatul bărbatului și că recunoaște autoritatea bărbatului în lumea asta în care trăim, e o înjosire, e o insultă. Cum adică? Noi nu mai trăim în lumea aceea. Lumea asta a fost de mult, lumea nouă, e avansată, au progresat oamenii, nu mai. Frați și surori, noi ce spunem de aici, nu vorbim despre oamenii care abuzează, ca să abuzeze în continuare. Bărbatul care abuzează să se pocăiască. Dacă este un bărbat care folosește insulte sau înjurii sau violență sau păcat ca să domine familia, îi vai de el să se pocăiască. Noi, ca oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să conducem familia în frică de Dumnezeu, în autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă și în primul rând prin exemplu personal. Dar să nu schimbăm ceea ce a zis Dumnezeu, că nu rămânem în picioare. Rămâne în picioare poate pentru 10 ani, pentru 20 de ani sau o generație sau două, dar să dărâmă. Orice s-ar întâmpla în lumea asta, oamenii trebuie să se întoarcă din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Istoria a cunoscut perioade de ascensiuni și perioade de căderi. Trezirile au avut loc în momentul în care oamenii s-au întors din nou la cuvânt. Noi suntem, zic eu, că suntem încă într-un loc de unde... Putem cădea, dar n-am căzut încă. Dar suntem în pericol, trăim într-o societate în care ar vrea să vadă biserica îngenunchiată. Și țineți cont, marele sau multele păcate și marele rău din lume se datorează faptului că s-a distrus familia, s-a distrus nucleul de bază care se numește familia și s-a distrus în mai multe feluri.
S-a distrus pentru că în primul rând i s-a luat autoritatea bărbatului. S-a luat autoritatea bărbatului și când toți sunt șefi în casă și când toți fac ce vor în casă, aia nu-i familia, aia nu-i casă. Acolo nu domnește, nu împărățește Dumnezeu, nu se mai face nimic. Fiecare face ce-l taie capul și se duce unde vrea el. Nu așa a rânduit Dumnezeu. Deci primul mod în care lumea și societatea s-a distrus și s-a stricat este că a luat autoritatea bărbatului și a distrus familia. Asta a făcut. După aceea, acum e a doua fază. În a doua fază se redefinește familia și se spune că familia nu e ceea ce Dumnezeu a rânduit, ci familia poate să fie orice vrea cineva să fie familie. Familie e și femeie cu pisică sau femeie cu câine sau bărbat cu bărbat sau bărbat cu femeie care zice că e bărbat și așa mai departe și lista asta continuă. Ăsta e al doilea mod prin care se distruge familia. Atacurile diavolului sunt în continuu la familie și la biserică. Frați și surori, iubiți tineri, dorința pe care o avem înaintea lui Dumnezeu este să se aprindă lumina Duhului în mintea noastră, să înțelegem, să vedem lupta asta care se duce, că e o luptă care are menirea să distrugă biserica și să distrugă familia. Și oamenii nu-și dau seama că în momentul în care se distruge biserica și familia, se distruge și societatea. Dumnezeu să binecuvinteze familiile din adunare, bărbații și femeile, să ne binecuvinteze Dumnezeu. Și în aceste vremuri de provocări grele, bărbatul în această competiție în care intră involuntar, a intrat în momentul în care s-a căsătorit, să fie echilibrat. Și apoi în acest proces de conducere a familiei, să-i dea Dumnezeu autoritate, să-i dea Dumnezeu sprijin din partea soției și a copiilor, pentru ca să poată conduce familia după Scriptură, cu bunătate, cu blândețe, cu dragoste, cum ne învață Scriptura, nu cu abuz, nu cu pumnul în masă. Și apoi a treia și cea mai mare provocare a bărbatului este consacrarea. Competiția, conducerea și consacrarea. De ce? Pentru că în fiecare zi, indiferent de luptele pe care le dăm, luptă de a conduce familia bine sau luptă de a înainta, de a ridica familia din punct de vedere material la un alt nivel, indiferent de luptele vizibile pe care le ducem, există o altă luptă mult mai grea, este lupta lăuntrică. Lupta omului care vrea să fie consacrat și foarte, foarte greu, nu-i chiar simplu să fii consacrat pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui și pentru Sfânta Evanghelie. Iată ce spune 1 Petru 2:11 și apoi 4:2. 1 Petru 2:11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul. Bărbații trebuie să recunoască faptul că cea mai grea luptă pe care trebuie să o ducă în fiecare zi este lupta împotriva poftelor. 1 Petru 4:2. Pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Există lupte spirituale pe viață și pe moarte, pe care fiecare bărbat, și a zice, fiecare femeie trebuie să le ducă în fiecare zi, bărbați într-un fel și femeile în alt fel. Bărbatul este ispitit prin priviri, prin ochi. Bărbatul este stimulat prin ochi, prin privire. Bărbatul trebuie să vadă. Și femeia trebuie să vadă, dar femeia e mai mult stimulată prin ureche, prin auz. La femeie trebuie să-i vorbești frumos. Bărbatul trebuie să vadă ce-i frumos și să fie atras și la femeie trebuie să-i să vorbească frumos. De aceea, multe fete bune au căzut victime la băieți vagabonzi și șmecheri care le-au dus, zicem noi, cu zăhărelul, care le-au îmbătat de cap cu vorbe frumoase, cu auzit. Vai, ce frumos trebuie să vorbească! Mai ales dacă e un pic pregătit prin text și prin e-mail, hai, o fură așa, o ia de pe picioare, deja săraca ajunge în nori, cu mintea, plutește, îi îndrăgostită
Și vine mama și tata, o prinde de picioare și hai, hai înapoi jos, hai fătuța. Draga mea, hai că nu-i chiar așa, dar nu se poate. Combată de cap, o amețește. Pe bărbat îi îmbată de cap imaginile, îi amețesc imaginile, îi fură imaginile. Și pe femei, cuvintele frumoase și atrăgătoare. Acum eu nu zic că e păcat lucrul ăsta, dacă chiar iubești o fată, vorbești frumos cu ea și atragi-o, că e datoria ta. Vorbești frumos și să o convingi că o iubești. Și dacă te-ai căsătorit, vorbești frumos cu ea, cu nevasta ta, vorbești frumos. Și e ok să mai fii și romantic. Și e ok să folosești cuvinte plăcute, să o încânți. Nu-i păcat. Păcat e atunci când arta asta se folosește pentru a duce în eroare, pentru a păcăli. Și diavolul e maestru. Pentru bărbați, imaginile, privirile, sunt sursa numărul unu a căderii, a ispitelor și a căderii. Oriunde te duci, când ai ieșit afară din casă, ești izbit, de la billboards, la magazine, oriunde te duci, oriunde te duci în lumea asta. Și așa a lucrat diavolul și așa a păcălit Dumnezeu lumea asta, că acum nu mai există limite. Nu mă refer la persoanele din adunare, mă gândesc că persoanele din biserică, surorile și tinerele, au mai mare grijă. Dar aduceți-vă aminte că cea mai erotică și cea mai atrăgătoare porțiune a trupului femeii este de la gât și până aici. De la gât și până aici. Asta înseamnă că porțiunea asta trebuie acoperită întotdeauna cu mare grijă. Pentru că acolo se uită bărbatul. Acolo e magnetul care atrage privirea. Și acum când te duci la Walmart, mă duc la Walmart la bancă și pur și simplu vine dezbrăcată. E dezbrăcată, pur și simplu e dezbrăcată. Trebuie să-ți dai palme peste ochi până când ajungi la cashier acolo ca să-ți depuși check-ul sau să scoți ceva afară din bancă. E teribil ce e în lumea actuală și unde au ajuns să fie convinse persoanele de sex opus. Că e normal ca să se poarte, să poartă pur și simplu dezbrăcate. Și e acceptabil în lume, este acceptabil. Cineva va zice cum? Păi un strat de piele, doar încă un strat de piele, ori e alb, ori e negru, ori e bleu marin, și-a luat un strat de piele pe corp, dar în rest este perfect dezbrăcată. Și bărbatul este ispitit oriunde se duce. Ai deschis televizorul, ai deschis iPad-ul, ai deschis telefonul, te duci la magazin, oriunde te duci ești bombardat. Și în lupta asta, se întâmplă să cazi. Și în lupta asta trebuie să fii conștient că diavolul este pe urmele tale ca să cazi. Diavolul este pe urmele tale ca să te biruiască. Și dacă nu recunoști că lupta asta e reală, dacă nu recunoști că lupta asta, în lupta asta ai căzut uneori, și că în lupta asta ai nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să rămâi în picioare, știi că ești în foarte, foarte mare pericol. Numai harul lui Dumnezeu ne ține. Și un echilibru de fier, frână la ochi, frână la limbă, frână la minte, trebuie un coif de fier, coiful acela mântuirii despre care vorbește Scriptura, ca să protejeze mintea. Asta e lupta uriașă. Ești om de afaceri și te duci la serviciu, te duci la appointment și îți vine acolo și îți spune cuvinte frumoase și vine diavolul și te ispitește. Și vine diavolul și spune că ce ai acasă nu e chiar așa grozav ca și ce ai văzut tu. Și acolo e luptă. În fiecare zi diavolul bate la ușa inimii tale ca să te ispitească. Trebuie să fii conștient, dar poți să biruiești. Poți să biruiești prin acest cuvânt, printr-o sfințire intenționată, prin puterea Duhului lui Dumnezeu care îți acoperă mintea, să pui frână și să spui nu. Asta nu-i pentru mine.
ce am eu acasă e mai frumos, ce am eu acasă e mai bine, Dumnezeu m-a binecuvântat, nu mă interesează de nimic din lumea asta, nu mă interesează de nimeni din lumea asta în felul acesta. Ce mi-a dat Dumnezeu, sunt fericit și sunt împlinit. În această provocare uriașă, ne rugăm ca Dumnezeu să întărească bărbații, să fie oameni consacrați și să fim toți oameni hotărâți cu inima, cu mintea, cu viața pentru Dumnezeu. Să punem un filtru puternic, un gard de fier care să ne păzească și să ne protejeze. Proverbe 12:4 spune că o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dumnezeu ți-a dat o femeie cinstită, dă slavă lui Dumnezeu pentru asta, că e mai scumpă decât toate bogățiile lumii acestea. Să nu-ți umple mintea și ochii în altă parte. Ți-a dat Dumnezeu o femeie cinstită, bucură-te de ea și dă slavă lui Dumnezeu. Proverbe 31:10 spune, cine poate găsi o femeie cinstită? E mai de preț decât mărgăritarele. Și tu și eu, nouă ne-a dat Dumnezeu, ne-a binecuvântat Dumnezeu în felul ăsta. Dă slavă lui Dumnezeu, bucură-te și pune frână și gard prin puterea cuvântului și a Duhului Sfânt, ca să nu caz, să nu cădem aici la această confruntare uriașă. Domnul să ne binecuvinteze. Aș dori să mă opresc aici și să ne apropiem de rugăciunea în care încredințăm în mâna Domnului frații care vor pleca în România. Vrem să ne rugăm pentru ei. Repet, chiar dacă unii dintre ei rămân până în cealaltă săptămână, am zis să ne rugăm acum pentru ei când sunt majoritatea aici. Haideți să ne ridicăm în picioare, rog, pe fratele Manuel Vicovan, pe fratele Valeriu Viș, pe fratele Vase Tupița, pe fratele Radu Ardelean, să vină în față, să ne rugăm pentru ei, să-i încredințăm în mâna Domnului, Dumnezeu să-i păzească în călătorie. Zic încă o dată, Dumnezeu să-i păzească în călătorie. Dumnezeu să fie cu ei, vor conduce sute și mii de kilometri vor conduce. Să fie Domnul cu ei, să-i păzească de accidente și pericole. Să le dea Dumnezeu priceperea, înțelepciunea necesară în deciziile care trebuie luate la fața locului. Acolo să îi întărească Dumnezeu, să-i binecuvânteze Dumnezeu, să-i folosească Dumnezeu. Este cineva care lipsește, Emanuel Vale. E aici, fratele Vale? Yes. Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să le dea lumina și înțelepciunea necesară pentru slujirea de acolo. Îi așezăm în rugăciune, în mâna lui Dumnezeu. Și ne rugăm pentru alte cauze care sunt, pentru cei bolnavi. Continuăm să ne rugăm pentru David Smocot, copilașul familiei Smocot. Continuăm să ne rugăm pentru ceilalți care sunt bolnavi de cancer sau se recuperează după tratament. Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm pentru alți frați și surori care au altfel de nevoi și probleme. Și poate ridicăm o mână către cer, poate că sunt bărbați care acum cu ocazia asta ridică mâna că au niște provocări uriașe și lupte uriașe. Ne rugăm Dumnezeu să dea biruință fiecăruia. Dumnezeu să ne ajute să rămânem acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Haideți, așa cum stăm cu biserica, ne rugăm cu frații slujitori, rog să vină în față. Cei patru frați se îngenunchează înaintea Domnului, ne rugăm pentru ei și cu toată biserica, ne rugăm, mijlocim și mulțumim Domnului.